Hei, salutare dragilor! Astăzi avem un prim videoclip legat de amenajarea apartamentului pe care l-am cumpărat. Țineți minte că vă spuneam că la finalul lunii decembrie am găsit un apartament cu 4 camere, dorința noastră de foarte mult timp, pe care care ne-a plăcut, care e în zona noastră, vrem să rămânem în aceeași zonă și care ne-a convins așa cumva și ca preț și ca cum era împărțit, deci a bifat cerințele noastre. Așa că în curând o să ne mutăm, dar înainte să ne mutăm mai avem câte ceva de făcut prin apartament. Trebuie să mărim un pic spațiul din bucătărie, să acomodeze noua mobilă pe care acum o gândim și un frigider mai mare, pentru că am avut destul de multe probleme cu frigiderul ăsta. Da. Avem nevoie de mult spațiu. Scuze că întrerup puțin, vreau să vă spun, pentru cei care vă gândiți să vă luați un frigider incorporat, care ne-a plăcut foarte mult din punct de vedere estetic și într-adevăr așa pare bucătăria foarte închegată, are foarte puțin volum în el, adică foarte puțin spațiu. Efectiv, tot timpul am simțit nevoia de mai mult spațiu, mai multe rafturi, un pic mai bine împărțit, este super micuț. Așa. Probabil că sunt mai multe feluri acum, dar majoritatea probabil sunt destul sunt de și mici. Mai mare, dar când am luat noi asta era soluția și nu ne-a ajutat. Așa că am hotărât să renunțăm la ideea asta de frigider incorporat și o să ne luăm un frigider mare, simplu. Din acela cu două uși am văzut, am găsit. Dublu, ca... E dublu și așa pe înălțime. Asta ar fi un pas de a cumpăra. O altă chestie pe care trebuie să o facem este să recondiționăm parchetul. Ne-am gândit... Nu scăpăm. O să nu scăpăm, vă încă un parchet și anul ăsta. Avem de schimbat niște calorifere să le repoziționăm într-o zonă un pic, să schimbăm, eficientizăm un pic spațiul pe perete. Am plasat lumini, avem de montat multe spoturi. O să fie destul de tricky chestia asta, sper să ne iasă cum trebuie. Întrerupătoare avem de montat și în final o zugrăveată în toată casa. Și tu ziceai că întrerupătoarele le ai vrea să le lăsăm la cele care sunt? Dacă trebuie să găsim niște întrerupătoare noi, dar în același stil, ca să nu mai schimbăm, că sunt niște întrerupătoare destul de solide, n-au LED, n-au lumină de veche, dar sunt destul de, sunt destul de robuste. Asta mie mi-a plăcut și parcă nu mai interesează lumina de veche pe timp. Da, aici avem niște întrerupătoare cu lumină de veche, așa o lumină albastră, cu LED, dar și fac au o problemă. Am problema la becurile cu LED, că practic trece un pic de tensiune și LED-ul ăla o prinde și se aprinde așa în mormit. Noi avem un în dressing-ul nostru, în dormitor, un pic walk-in, așa foarte puțin, nu-i foarte mare. Avem niște LED-uri în partea de sus, e așa un cadru din ăsta cu LED-uri și alea nu le poți închide, deci rămân așa ca o lumină de... Mognite. Mognite, da, da, da. Ceea ce într-un fel e bine, că au dormit fetele în dormitorul nostru și era un pic de lumină din dressing, da. Așa. Și pereții, trebuie să-i refacem. Să îi zugrăvim, îi igienizăm. Și ușile. Bineînțeles, ne-am gândit să schimbăm ușile, da, de fapt, schimbăm toate ușile în cred apartament. Cred că e cea mai mare cheltuială, așa din avem punct de vedere. Avem de demolat un mic perete, ca să lăgim bucătăria. Am luat-o de la capăt, dar niciodată nu obosim la chestia asta. 5 ani în urmă, 6 ani în urmă, acum iarăși. Sper să ne țină mai mult de 6 ani asta, să nu ne plictisim, să avem nevoie să-l schimbăm. Da, lucrăm și cu un designer, colaborăm cu cineva, e o tipă destul la început de drum, dar care ne place foarte mult și cred că rezonăm destul de bine cu ceea ce vrem să facem. În rest, băile nu vrem să modificăm nimic la ele. Avem de cumpărat niște mobilier. Pentru băi, da, am zis că facem în Baia Mare un corp. Sunt mai multe de făcut, o să documentăm procesul acesta pentru că mă gândesc că multă lume e interesată, multă lume face amenajări în apartamente și oricum mi se pare că e un domeniu pe val ăsta cu amenajările interioare și designul interior și oamenii încep să fie mai atenți un pic la cum arată casa lor și cum se simt bine și cât de funcțională e până la urmă. Astăzi mergem să ne alegem canapeaua, așa că o să fim la unde e magazin. Da, de fapt am cam găsit canapeaua. Am găsit-o, dar mergem să o vedem, s-o vedem poate s-o ne schimbăm la nuanță, da. Practic astăzi vedem canapele. Deci ne știți cu canapeaua asta verde aici în spate, suntem mândri de ea și am iubit-o foarte mult. Cred că a fost reprezentativă pentru noi în perioada aceea vieții, efectiv culoarea asta așa intensă, chiar am trăit și intens. Și vreau să păstrăm până la un punct. De păstrat, chiar canapeaua asta o să i-o dau fratelui meu, o să vină el la București să o ia, el și el se mute și, mă rog, își o folosește. Nu o luăm dincolo pentru că e un e pic murdară. Mai... E primul rând, asta, mă rog, de deteriorare peste... E utilizată, ce-i drept. Poate, funcționează, e bună, nu se văd petele. Mai merge folosită. Mai merge, da. Dar e un pic și mai mică decât vrem dincolo. Vrem alt gen de canapea. Da, și o să vă arătăm ce vrem să ne luăm.
Am avut două criterii în minte pe care am vrut cumva să le bifeze canapeaua pe care o cumpărăm, să fie extensibilă, pentru că de multe ori vin părinții noștri pe la noi, mai ales mama mea, și pe lângă asta să aibă picioare, de să fie un pic ridicată de la sol, astfel încât să intre pe dedesubtul ei un da, aspirator. O să ne luăm un robot care se numește Minerva, așa o să-i punem numele, că m-am gândit la chestia asta, da. Și Minerva o să plimbe prin casă noaptea, să facă curat, să spele dușul meu și să adune praf. Da, da, da. Robotul trebuie acela... să treacă, da, Minerva. Păi da, nu-i un brand, Minerva, nu-i Minerva. Vrei o să zicem noi numele, da, Minerva, da, deja l-am botezat. Ok. Și trebuie să adune praful de sub canapea. Da, de asta ne-am gândit să luăm ceva care să fie mai înălțat de la podea, ca să poată strânge praful. Și, și jucăriile, aruncat. Mă rog, sunt foarte multe, se strânge foarte mult praf sub canapele, sub corpuri de mobilă care au foarte puțin spațiu unde n-a pus să aspiri. Mi se pare că acolo se strânge, de asta n-am vrut ceva asta, la... Asta e un criteriu nou la apartament, să nu avem corpuri de mobilă care să acopere podeaua și să nu poate să adune praf sub ea. Da, bine, asta probabil la bibliotecă va fi până jos acolo complet. Acolo încercăm să găsim o soluție, da. Dar la canapea putem să da, să canapea, schimbăm. Da, da, da. Și o să avem foarte puține picioare, ca să se poată plimba Minerva după voie în nou living. Cât de cât. Oricum, fiind spațiu mai mare, nu se strângă praful la fel ca și într-un apartament mai mic, de asta sunt conștientă. Dar da, și designerea ne-a recomandat un magazin, se numește Ciotă. Nu știam de el, mi se pare un nume foarte interesant, dar m-am uitat pe site și am găsit chestii foarte frumoase și calitative și prețuri foarte ok. Au un showroom undeva prin Snagov. Și acolo, acolo, acolo mergem. Și mergem împreună cu ea și o să ne vedem canapeaua, dacă ne place la cum am văzut, cum o vede, am văzut-o pe net, o să o și dăm comanda pentru ea, pentru că oricum durează 10 săptămâni, deci probabil doar la finalul lunii mai va fi gata și o să mai vă luăm cu noi pe unde mai mergem sau, mă rog, dacă mai facem planuri, chestii de genul ăsta, să vă spunem și vouă ce facem. Întreg spațiul tot fie acoperit în dulap. Mm-hmm. Aici am dat jos pereții ăia. Mm-hmm. Și rămâne bucătăria. Ce vreau să ziceam, Simona, este că între geamuri mie mi-ar plăcea să fie o oglindă. Eu așa mă gândeam să-mi pun o oglindă pentru că mă pot vedea foarte bine și că bate lumina pe mine, știi? Okay. Unde ai pus tu tablouri acum. Uh-huh. Dar, da, ne gândim. Oricum îmi place mult cum ai pus pianul acolo. Mi se pare o idee bună. Dar, pe de altă parte, poți să pui canapeaua mai bine, că altfel le închisuiam invers. Că așa sunt chiar înghesuite cum le gândisem acum canapeaua și masa unde am intrat. Am ajuns acum la Snagov Plața, un loc în care n-am fost niciodată, deci încă o premieră. Și aici este showroom-ul. Am făcut ceva, nu? Am făcut vreo 40 de minute de la noi, cred. Destul de departe, dar... Ne-am văzut și două, deci o oră. Cu siguranță v-a meritat drumul, de asta o sunt convinsă. Am făcut în total. Astea sunt materialele din care putem alege pentru canapea. Eu nu știam chestia asta, dar se pare că catifeaua este antipisic, adică e cel mai puțin pretențios material atunci când ai pisică și nu poate să-l ghiorească. Cred că așa se spune. Uite. La asta ne uitam de Cristina când ai... Deci, sincer, astea mi se pare cel mai ușor atacabile. Deci da? Că să-și bage ghearele, da. Păi, cred... să cumpărăm materialul ăsta ca să nu își bage ghearele? Păi ba da, dar zic dintre între ăsta și ăsta, mi se pare că aici poți să-și bage ghearele. Păi, poate să nu mai mâncuci în el. Bine, hai că ne uităm. Așa, atât a fost, da? Da, și mie mi-ar plăcea mai întinsă, pe să fie. Dar cred că pot face mai întinsă. Asta este canapeaua pe care am ales-o. Este un model mai atipic, știu, pentru că are partea asta de șezlong otoman, cum se zice, mai mare decât de obicei. De fapt, lungimea de acolo de la spătar până la capăt este de 1,80. Dar m-am gândit așa.
chiar dacă nu o să avem foarte mult loc de așezat musafirii pe canapea, noi, în fiecare seară, o să ne putem juca aici cărți sau board games cu fetele. O să încăpem chiar toți patru, așa, să stăm aici. Și pe lângă asta, zona asta este și extensibilă. Deci poți să o faci pat pe lângă zona de șezut. Și am ales, atâta ne-am tot gândit dacă să luăm verde. Știți că v-am spus la începutul videoclipului că nu o să luăm verde. Am ales până la urmă tot un verde. Am ales un verde un pic altfel de data asta, un verde oliv, care mi se pare așa foarte prețios și frumos, tot așa cu niște umbre. Și bineînțeles material catifelat ca să nu poată fi agățat de pisică. Foarte multe nuanțe faine au, foarte, foarte multe nuanțe frumoase. Dar mi se pare așa că verdele cumva calmează și arată bine și e o culoare naturală, așa că ăsta este câștigătorul. Nu e o canapea ieftină, vă pot spune, dar nici exagerată. Mi se pare, la materialul ăsta pe care l-am ales noi, o să plătim 13.000 de lei, deci pe acolo, cu tot cu TVA, și mai trebuie să plătim pernele. Că vedeți aici, practic, spătarul este oarecum gol, fără niciun fel de pernă mai mare, așa. Și trebuie să adaugi pernele astea. O să comandăm din astea mai mari și restul din astea mai mici cred că putem să mai găsim pe H&M, pe la Zara. Cam așa. Canapeaua, ghiciți unde este făcută? Este în Ucraina. Vine în 10 săptămâni și chiar mă bucur că putem să dăm comandă în Ucraina, pentru că, na, cumva, parcă simt că putem ajuta un pic din punctul ăsta de vedere. Și am întrebat dacă cumva se întâmplă ceva, pentru că fabrica e în Kiev, dacă se întâmplă cumva, nu știu, să se închidă, să, na, având în vedere condițiile de acum, o să primim banii înapoi, avansul pe care o să-l dăm. Și vine în 10 săptămâni, ceea ce o să fie doar finalul lui mai, dar asta este. Așa că o să așteptăm comanda, nu comanda, calculul final cu totul și cu câte perne facem și așa. Și o să dăm comandă și să nu mai aștept să vină. Deja mă simt așa de bine. Sunt așa de entuziasmată, vă zic sincer, că am ales canapeaua și că practic detaliul ăsta l-am definitivat. Asta pentru că mi se pare că e unul dintre cele mai importante detalii din sufrageria noastră. Bineînțeles, cred că și masa e un detaliu foarte important. Vrem să punem o masă mai mare, să fie așa cam de 8 persoane. Și aia e foarte importantă, dar totuși canapeaua pe care cred că o să o folosim zi de zi e cea mai importantă. Și mi-a plăcut foarte mult și designul pe care l-a gândit Simona. Am întrebat-o dacă vrea să apară și ea în videoclipurile de YouTube și zicea că e ok cu asta, așa că o să mai vedeți prin videoclipurile legate de amenajare. Comanda, v-am spus, durează vreo 10 săptămâni de când o dăm, iar în prețul pe care vi l-am spus legat de canapea, intră și montajul și transportul. Deci și asta e un mare plus. Pentru că, de exemplu, la uși, când am dat comandă, costul de montaj și de transport era separat față de, efectiv, placa de ușă și, mă rog, ce cadru și așa. Deci, mă bucur că e inclus în preț. Pernele nu erau incluse în preț, o să le luăm separat. Deci, alea mai duc un pic în sus costul canapelei, să vedem exact cât o să fie. Și ne-am uitat un pic și de mese pe acolo, erau mese chiar faine. Deci, toate, per total, cred că toate piesele de mobilier pe care le-am văzut acolo la ceodată mi-au plăcut. O să vă zic de acum, dacă cumva aveți nevoie de serviciile Simonei, chiar mă bucur că pot să-i să o expun așa un pic și să... Foarte mult îmi place cum lucrează, știți, să-i încurajez munca și să vă încurajez pe voi să apelați la ea dacă o să aveți nevoie. Da, să mă întrebați cine vrea să-mi scrie sau, nu știu, eventual să văd dacă are, pot să-și facă vreun site sau ceva. Momentan nu cred că are, ca să-l las în descrierea videoclipului. Dacă îl găsiți sub videoclip, există, dacă nu, nu. Am trecut acum și pe la piață, ne-am oprit un pic să cumpărăm diverse la Piața Sudului, unde mergem noi de obicei. Am cumpărat tot felul și mi-o foame de lup, efectiv. Am cumpărat niște ceafă de porc aseară și am condimentat-o azi dimineața, acum cred că o să fie numai bună de pus la grătar, să mâncăm. Fetele sunt plecate la Alexandria, dacă vă întrebați pe unde sunt ele, că le-am dus pentru weekend. Ruxiu o să rămână acolo o săptămână, mergem după ea weekendul celălalt, dar Silvia mâine mergem după ea. Destul de greu am convins-o să meargă, zicea că se plictisește, știu de ce, vrea să se și joace pe calculator acasă. Dar i-am promis că la săptămâna viitoare, adică acoperim intervalele pe care le-a ratat în weekend. Da, și cam asta ar fi. Am văzut și ceva paturi faine, deși mult mai scumpe față de ce am făcut noi în 2017 când ne-am mutat aici. Fai, s-au scumpit toate lucrurile, cam la dublu mi se pare.
Deci oricum am bugetat mai puțin decât e realitatea, clar. Nu mă așteptam să fie un pat așa mult. Vreo 6.000 de lei dacă e pat din ăsta care are ladă sub și se ridică salteaua. Cam pe acolo sunt prețurile. Noi am dat 3.000 de lei pe el când l-am făcut în 2017, deci mult, vă dați seama, la dublu. Da, și cred că cu asta o să închei videoclipul. Sper să vă placă seria asta cu amenajarea apartamentului, să nu vă plictisesc cu ea. Mie îmi place să mă uit la oameni cum își amenajează apartamentele și, de fapt, eu nu vă arăt doar amenajarea, vă arăt și călătoria noastră în a găsi ceea ce ne trebuie. O să primim mail de la cei de la Cioată în zilele următoare și să dăm comandă, să dăm avansul, să dăm jumătate din bani, avans. Da, și gata. Ok, videoclipul aici. Ca de obicei, vă încurajez să vă abonați la canalul meu, să îmi spuneți dacă vă place canapeaua pe care am ales-o. Dacă aveți orice fel de sugestie legat de chestii la care ar trebui să ne gândim în momentul în care facem amenajarea, le aștept cu drag și să intrați și pe Instagram, și acolo postez destul de des din tot procesul ăsta. Și să ne revedem cu bine. Vă pup! Ciao!